Doi șoferi ucrainieni au rămas fără permise și au fost amendați după ce au fost filmați depășind pe linie continuă pe drumul național 2 în zona localității Dărmănești. Imaginile video cu cele două vehicule de mare tonaj în timpul manevrei periculoase au fost distribuite în mediul online la finalul lunii iulie, atrăgând atenția polițiștilor de la biroul rutier Suceava. În urma cercetărilor, autoritățile au identificat șoferii responsabili și au dat tirurile în consemn la frontiere. Astfel, pe data de 5 august, cele două vehicule au ajuns în punctul de trecere a frontierei Siret, iar polițiștii au intervenit imediat. Cei doi conducători auto au fost sancționați cu amenzi în valoare de 1160 de lei și respectiv 870 de lei, iar permisele lor de conducere au fost ridicate pentru o perioadă de 60 de zile. În ultimii ani, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava au fost dispuse în mod constant măsuri pentru creșterea fermității în ceea ce privește abordarea situațiilor de risc rutier și comportamentele în trafic care pun în pericol siguranța rutieră, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava.